Petreceri oprite de polițiști la Suceava, o nuntă cu peste 100 de persoane s-a încheiat brusc, petrecăreții fiind legitimați, iar mirii și șeful localului sancționați dur. Controle au fost făcute și în lăcașurile de cult din județ, aplicându-se sancțiuni persoanelor care nu au respectat regulile impuse de autorități. Deși legislația interzice, iar contextul epidemiologic impune adoptarea unor reguli stricte, unii agenți economici, cât și persoane private, nu manifestă responsabilitate și organizează evenimente private, ignorând normele sanitare și legale. 3.000 de lei amendă a primit patronul unei pensiuni care a organizat o logodnă în Vatra Dornei. În urma verificărilor, polițiștii din Suceava au mai depistat o nuntă cu peste 100 de persoane, organizată de doi miri din satul Capul Codrului, comuna Păltinoasa. Față de persoanele implicate, s-a luat măsura sancționării contravenționale, organizatorii evenimentului, respectiv mirele, fiind sancționat cu amendă în valoare de 2500 de lei. În schimb, administratorul restaurantului respectiv a fost sancționat cu o amendă contravențională în valoare de 15.000 de lei. Pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, polițiștii suceveni au făcut controle în bisericile din județ. Trebuie să purtăm tot timpul, așa e legislația. Trebuia, uite, am ieșit în grază, că lumea pleacă în grază. Lumea pleacă în grază. De asta nu-ți părinținim, să aplicăm o sancțiune contravențională cu avertisment. Sper că e ultima oară când nu aveți măscuță. Controlele au fost făcute la peste 100 de biserici din județul Sucevei, iar cei care nu au respectat normele de protecție au fost sancționați. Păcate au fost identificați și enoriași care nu respectau măsurile de protecție, fiind sancționați cu privire la portul măștii sanitare. De asemenea, reprezentanții ai bisericii au fost sancționați și pentru neluarea măsurilor privind distanțarea socială a persoanelor, fiind aplicate sancțiuni contravenționale. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de peste 20.000 de lei.